Vreau să fac o scurtă analogie între cele două texte. Pentru mine, în biserică, nimic nu e la voia întâmplării. Nici că o vine fratele Adisem, nici că cântă cineva, nici că se citește un cuvânt, pentru că eu cred că aici este Duhul lui Dumnezeu și cel care coordonează lucrarea nu suntem noi. Noi suntem oameni, suntem niște unelte în mâna lui Dumnezeu, dar cel care coordonează lucrarea este Domnul. Și faptul că s-au citit două texte în această seară, nu consider, sau chiar trei, nu consider că este o greșeală. Și între cele două texte, scurt spuneam, aș vrea să fac o asemănare, o analogie între textul Schimbării la față, oricum e sărbătoarea aceasta astăzi, o sărbătoare creștină, în țara noastră cel puțin este așa bine recunoscută, și pasajul din Apocalipsa, capitolul 21. Și în primul pasaj, Matei 17 și în Apocalipsa 21, există bucuria lui Dumnezeu de a fi împreună cu oamenii. Auziți? Există bucuria lui Dumnezeu de a fi împreună cu oamenii. Și Biblia spune, Domnul Iisus s-a dus pe munte împreună cu ucenici. Putea să meargă singur, a fost de foarte multe ori singur să se roage. De data aceasta a luat pe trei dintre ucenici. Pentru că are Domnul o bucurie ca noi oamenii să fim împreună cu El. Slăvit să fie Domnul! Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ce frumos! Ce frumos! Când pentru societate oamenii sunt un capital la alegeri, la taxe, la tot ceea ce așa, pentru Domnul există o bucurie să fim împreună cu El. În ambele texte, Domnul își exprimă această bucurie, această deschidere a lui Dumnezeu să fie împreună cu oamenii. Am învățat că niciodată la un om mai sus pus decât tine să nu întinzi tu mâna. Să aștepți să ți se întinde mâna, că s-ar putea să rămâi cu mâna întinsă. În contextul acesta, văd un Dumnezeu care El întinde mâna în dorința de a fi împreună cu oamenii, de a fi împreună cu noi. Și pentru aceasta spunem, lăudat să fie Domnul! În al doilea rând, în amândouă pasaje, ce-mi place atât de mult este că se aude glasul lui Dumnezeu. Oameni buni, ce mare nenorocire în bisericile noastre să nu se mai audă glasul lui Dumnezeu. Să fie slujbe uscate, să fie doar formalisme, să fie doar întâlniri, mă rog, extraordinar de bine puse la punct și să fie niște întâlniri așa, religioase, foarte bine aranjate și nu-i prezența Domnului și nu-i glasul lui Dumnezeu. Vrem la Betania aici și în Madrid și pretutindeni să se audă întotdeauna glasul lui Dumnezeu. Prin cântare să fie glasul lui Dumnezeu, prin mesajul Scripturii să fie glasul lui Dumnezeu, prin cercetarea Duhului Sfânt să fie glasul lui Dumnezeu, prin mesaje profetice să fie glasul lui Dumnezeu. S-a auzit un glas din cer. Și în Apocalipsa spune, s-a auzit un glas, lăudat să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care vorbește, El continuă să vorbească peste viacuri, Duhul Sfânt este prezent în adunare, El ne cercetează și ne învață și spunem, lăudat să fie Dumnezeul nostru. 3. În ambele pasaje există dorința de a rămâne permanent acolo. Da. În ambele pasaje. Rămâne dorința asta. Și Petru spune, este bine să fim aici. Orice părtășie, orice cercetare, ce prezența lui Dumnezeu, este bine să fim aici. N-aveau ceas acolo. N-aveau ceas. N-aveau nici telefoane mobile, nu-i deranja nimeni. N-aveau nici program, n-aveau nici stres, n-aveau nici ziua de mâine. Este bine să fim aici. Și în pasajul din Apocalipsa, capitolul 21, spune la un moment dat, El va locui. Oameni buni, să vii până la mine acasă să-mi faci o vizită. E un aspect. Dar să locuiești la mine. E diferit. Să vii la biserică să te întâlnești cu Domnul. Și mulți spun, bine că a venit în casa Domnului, că aici vine Domnul și ne cercetează, aici vine Domnul la noi. Bancă se mai și roagă, Doamne, îți mulțumim că ești oaspetel nostru. Bă, frate. Ce frumoasă e cântarea veche. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nici o clipă, singur. Păi eu nu vin la biserică să mă întâlnesc cu Domnul, că eu vin la biserică cu Domnul. M-auziți?
Păi nu vreau să plec fără Domnul de la biserică. Nu vreau să fiu în mașină fără Domnul. Nu vreau să fiu acasă fără Domnul. Domnul este tot timpul cu mine. Și noi toți când venim la adunare, venim cu Domnul. Sigur că ne întâlnim aici împreună cu Domnul. Dar oameni buni, Domnul este cu noi. Slăvit să fie Domnul. Acea dorință de a fi cu Domnul permanent. Doamne, vino pe la mine că-s bolnav de cancer, bolnav de gât. Mai vindecă-mă și apoi pleacă. Că mă mai descurc, eu mai am eu o zonă în care trebuie să mai descurc singur și numai bine mă mai și deranjez cu Biblia, cu cititul, cu... mă rog. Nu. Noi nu venim aici să ne întâlnim cu Domnul. Noi venim aici cu Domnul. M-auziți? Acasă mergem cu Domnul, în călătorie mergem cu Domnul, în fiecare clip a vieții noastre suntem cu Domnul. Și când suntem la biserică, la părtășie, suntem tot cu Domnul și spunem slăvit să fie numele Lui. O dorință a unei rămâneri permanente, să ședem cu Domnul. Doamne, este bine să fim aici. Și Biblia spune, acolo El va locui împreună cu ei. Lăudat să fie Domnul. Și în ultimul rând, sau ultima asemănare care o văd în textele acestea, este că în unul și în celălalt text, Domnul rămâne suveranul. M-auziți? Domnul rămâne în centru. Versetul 8 spune din Matei, capitolul 17, când s-au uitat ucenicii, l-au văzut pe nimeni altul decât pe Iisus singur. Eu mă rog în această seară, Domnul să ne cerceteze ochii inimii și să-L vedem pe Iisus singur. Nu mai puneți pe nimeni lângă Iisus, doar El este de ajuns. Așa cântăm o cântă, Iisus, Tu ești de ajuns. N-avem nevoie de alte proptele, n-avem nevoie de alte artificii, este în centru unul singur, Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Și în Apocalipsa, capitolul 21, și acolo spune, iată, versetul 5, eu, și este cu E mare, Domnul, fac toate. N-are nevoie de nimeni să-L ajute. N-are nevoie de nimeni acolo. El este suveranul. El este Dumnezeu. El este Mântuitorul. Este Liberatorul. El este Domnul veșnicilor. Și în această seară spunem slăvit să fie numele Lui. Să mergeți cu Iisus singur. Să mergi doar cu Iisus. N-ai nevoie de artificii. Spuneam, n-ai nevoie de con. N-ai nevoie de nimeni. Când Iisus este cu tine, tu ești biruitorul. Că toți au vorbit despre biruință și spunea Luther, eu și Dumnezeu suntem majoritatea. Într-o lume în care ea se crede majoritatea, eu și Dumnezeu rămânem majoritari, pentru că atunci când suntem cu El, suntem mai mult decât biruitori și spunem din toată inima, slăvit să fie numele Lui.